propunem la Eltrans să promovăm un oraș sustenabil, un oraș în care să primeze calitatea vieții și mediul înconjurător. De aceea se spune că transportul public este un vector al calității vieții din fiecare oraș. Noi am vrea să vă sfătuim că alegerea voastră zilnică de a vă deplasa din punctul A în punctul B să fie întotdeauna mersul pe jos, pentru că este cel mai sănătos și cel mai indicat. A doua opțiune să fie folosirea unei biciclete, pentru că este sănătos și indicat, este prietenos cu sănătatea voastră și cu mediul înconjurător. A treia opțiune ar fi o trotinetă electrică sau normală și a patra opțiune a voastră să fie mersul pe jos. Există un fost primar al New Yorkului, ați auzit de New York? Da! Cel mai fain oraș din lume, nu? E în America. Da, un fost primar al New Yorkului a făcut o, ca să zicem așa, o listă cu cele mai importante moduri de deplasare și ar trebui să urmați mersul pe jos, este cel mai indicat, mersul cu bicicleta, trotineta electrică și apoi transportul public, da? Să nu uitați asta, este foarte important să mergeți pe jos. Dar dacă distanțele sunt prea lungi și timpul este prea scurt, bineînțeles că puteți apela la transportul public. Întrebări. Spuneți, ce curiozități aveți? Da, te rog. Să ne mergem cu autobusul, dacă eu zic acum, eu trebuie să merg acasă, nu pot să merg. Mergi cu autobuzul, dar știți cum e? Călătoria cu autobuzul îți dă ocazia, sau îți dă ocazia să mergi și pe jos. Pentru că de la stație până la tine acasă, tot ai de mers pe jos. Și de la stația în care cobori,